Fundația Zi Deschisă, da, implementează un proiect de economie socială. Ce înseamnă economie socială nu este o definiție bine determinată, dar înseamnă să asigure loc de muncă la grupuri vulnerabile. Grupuri vulnerabile înseamnă o persoană care nu are niciun venit, o femeie singură, o femeie care își crește singură copiii, un rom de altă etnie și așa mai departe. Femeia este considerată, dacă este singură, este considerată persoană vulnerabilă. Această economie socială, proiectul, a fost gândit să se dezvolte mai mult la țară, să ocupe persoane de acest gen din mediul rural. Fundația Zi Deschisă, în cadrul acestui proiect, a înființat două societăți de economie socială la Dumitrești. La Dumitrești se numește Asociația Suntem Acolo și Asociația Acces pentru Voi. Aceste asociații sau SES-uri au fost înființate la Dumitrești. Pe la țară, știți și dumneavoastră, sunt mereu căminile culturale neocupate. Cum să vă mai zic, desea Cooperației Meșteșugărești, sunt spațiile Cooperației Meșteșugărești neocupate, magazinele Sătești neocupate. Și atunci fundația a vorbit cu aceste unități, cu Cooperația Meșteșugărească, i-a pus la dispoziție spațiu și a înființat două SES-uri care ce fac? Fac confecții. Deci la ora actuală, în Dumitrești, s-au angajat aproximativ peste, aproape 100 de oameni din aceștia vulnerabili. Deci s-au creat locuri de muncă, unu. Omul nu mai trebuie să facă naveta să vină la oraș, ci are acolo. Este la locul de în sat la el, poate să ducă după amiază să-și mai culeagă și prunile și astea și atunci sunt create condiții ca să poată. Aceasta depinde foarte mult. Multă lume zice așa, am ființat acum că e din fonduri europene. Nu. Depinde foarte mult de cei care muncesc. Dacă cei care muncesc își dau interesul și produc ca să-și acopere salariile și asta, ei pot să iasă și la pensie din aceste asociații. Știți și dumneavoastră foarte bine. Dar avem o mentalitate. Noi care zicem că lasă că mă duc să muncesc în altă parte când dă 50 de ron mai mult la altul. Nu se gândește că, mă, eu să țin eu societatea asta și să meargă. Tot grupul vulnerabil, trebuie să vă mai spun că este și persoana care a întrerupt școala mai devreme. Și pe la țară știți că sunt foarte mulți care nu se mai duc. Care n-au bani. N-au bani și n-au mai făcut școala. Și ăla a ajuns la vârsta de să poată să fie angajat și nu are să angajeze. Deci aceste societăți vin în întâmpinare și îi oferă un loc de muncă. Pe lângă faptul că oferă acel loc de muncă, tot în cadrul proiectului, are și posibilitatea să-l califice și îl și califică. Da? Deci sunt lucruri care s-au, prin acest proiect la Dumitrești, s-au făcut lucruri foarte, foarte importante. Acum, de ce vreau eu să vă spun dumneavoastră că vedeți că lumea este puțină pentru că nu vor să înțeleagă. Am ales această locație special pentru că este piața cu întreprinzători. Da? Și am zis că poate sunt interesați să-și deschid o afacere. Ce înseamnă acest SES când o deschizi, Societate de Economie Socială? Statul îți pune niște condiții, să angajezi numai oameni de care v-am spus eu și așa mai departe și eu, stat, te ajut 6 luni de zile și îți recuperez salariile la acești oameni. În ăștia 6 luni de zile, oamenii trebuie să muncească, să producă, din banii pe care îi produc în astea 6 luni, poate cu ei, societatea aceea să financeze în continuare, să fie durabilă. Iar produce. Deci este un ajutor pe care trebuie să-l înțeleagă lumea. Dar uite că nu-l înțeleg, nu putem, nu poate să dea statul ceva fără să depui și tu un efort.
Deci nu se poate fără să depui un efort. Este foarte, începând din anul acesta, acum spre sfârșit, s-a promovat această economie, această economie socială. Cum să vă mai zic eu, la economia asta socială, sesurile astea nu sunt create să aducă profit. Rolul lor principal este să ocupe forța de muncă vulnerabilă din mediul rural. Pentru că la țară sunt foarte mulți care nu au din ce trăi. De ce mai zice economie socială? Zice economie socială și spune să-i angajeze pe oamenii aceștia. Să-i angajeze pe oamenii aceștia. De ce? Toți oamenii care nu au nici măcar minimul necesar pentru trai. De aceea îi zice economie socială. Și atunci să reduce de la primărie, să reduc ale ajutoarele, cu banii care primăria dă la o ajutoare, va asfaltează, nu? Deci sunt lucruri care dar trebuie să fie înțelese. Un lucru de asfaltare ca lumea. De asfaltare ca lumea, păi, Da. Da. Deci, astea sunt lucrurile și asta înseamnă economie socială în mediul rural. Eu zic că proiectul nostru, la Fundației Zi Deschisă, prin acei oameni care este înființat din iunie și care din iunie sunt în jur de, v-am spus, de 100 de oameni, dar fonduri europene nu primim decât pentru 62 de oameni, însă noi am angajat 100, pentru că când coși, știți și dumneavoastră, trebuie să ai fluxul, da? Și trebuie, dacă nu ai tot fluxul, n-ai cum să scoți produsul. Deci pe ceilalți oameni nu se recuperează din economie socială, din europene, face firma. Și eu zic că oamenii din sat, de acolo, din comună, sunt mulțumiți și cred că o să facem un lucru foarte bun. Rolul acestei conferințe este să promovăm, adică să informăm oamenii despre ce înseamnă economie socială. De aceea este făcut aici. O conferință de acest gen a fost făcută și cu primăria Dumitrești, și la Mintileasca, și la... Dar se zice că trebuie să facem cât mai multe conferințe, să informăm oamenii despre asemenea probleme. Economia socială este la țară ca să ocupe populația de la țară, pentru că sunt foarte mulți tineri, sunt foarte mulți tineri fără servicii. Salarii, dar cine are domiciliu? Nu-i musai cu domiciliu. De exemplu, la sesurile astea la Dumitrești, dacă are un neam sau dacă vrea să muncească, se duce acolo și și-a chirie. Da. Da? Plătește chirie în Dumitrești, dar are servicii. Da. Cu timp, dacă nu este bun. Deci, noi nu angajăm acolo că să fie din Dumitrești. Să fie grup vulnerabil. Adică, da. Fără venituri, fără ceea ce v-am explicat. Își plătește chirie în Dumitrești și muncește. Ceea ce angajăm acum asta în continuare sunt confecționeri. Deci sunt confecționeri. Ca confecționeri care vor să ducă, să știți că sunt care să fac naveta acolo. Sunt din satele alea din vârful muntelui și și-au luat gazdă în Dumitrești și au venit și au servici. Sunt tineri și au venit și au servici.